Astăzi celebrăm Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală. În această zi promovăm o educație permanentă în armonie, toleranță, solidaritate, respect pentru drepturile omului, nonviolență și pace. Echipa Asociației Aznatura marchează această zi prin organizarea evenimentului numit Nonviolență în pași de dans. Toate aceste activități fizice, noi știm foarte bine și am mai discutat că sportul disciplinează, practic antrenează psihicul, o stare de bine, de armonie, da? Ne face să ne simțim, să avem o altă dinamică și atunci suntem mai bine, mai relaxați, mult mai bine. În același timp, este foarte important să învățăm pe copii și pe adolescenți că există și un alt tip de comunicare decât aceasta violentă, că lucrurile nu se rezolvă doar așa prin violență. Și este important să le povestim și să le arătăm că o comunicare non-violentă poate răspunde nevoilor fiecăruia mult mai bine, într-un mod mai pozitiv. De aceea, toate aceste activități care vizează educația non-formală îi ajută, dar prin puterea exemplului, îi ajută să înțeleagă că se poate și altfel. Un părinte nu înțelege să-și controleze starea de nervozitate, are o exprimare violentă, are o atitudine violentă, bineînțeles că este inutil, practic, sfatul pe care îl dă copilului de orice vârstă vis-a-vis de comportamentul violent. Noi trebuie să fim exemplu. Apropo, și vreau să punctez un lucru. Ziua aceasta de 30 ianuarie, de fapt, pe lângă ziua non-violenței, se comemorează, practic, ziua treceri într-o altă dimensiune a lui Gandhi, da? Care a fost unul din cei mai mari înțelepți ai lumii și promotor al non-violenței. Iar el spunea că fii tu schimbarea pe care dorești să o vezi în lume. Așa că orice sfat, orice sugestie, este important să fie urmată de exemplu. Deci atitudinea mea, comportamentul meu, îl va ajuta pe cel de lângă mine să se schimbe, nu doar ceea ce spun. Este important să existe o corelație între ceea ce spun, gândesc, fac. În jurul nostru, mai nou, violența este foarte prezentă. Televizorul, după părerea mea, e principalul instrument de răspândire a acestea. Oricum, eu cred că orice conflict se poate rezolva pe cale pașnică și amiabilă. Din punctul nostru de vedere, educația fizică și sportul, prin valențele și obiectivele ei, nu poate decât să ajute la înlăturarea violenței. Fair play-ul este un concept pe care profesorii de educație fizică și sport și antrenorii diferitelor ramuri sportive îl implementează copiilor încă din prima oră de educație fizică sau de antrenament sportiv. Pe de altă parte, Inspectoratul Școlar Județean Iași, prin doamna inspector general profesor dr. Genoveva Aurelia Farcaș și prin domnul inspector de specialitate profesor Sorin Popovici, contribuie prin proiectele implementate la așezarea non-violenței din teorie în practică. Bună ziua, Cristi, bine v-am regăsit și la această activitate. Eu încurajez, să zicem, puterea, dorința de a se descărca aceste energii negative prin activități de resuscitare pe manechilele noastre. Toată lumea, cine are prea multă energie și nu știe cum să se descarce, poate să vină să facă voluntariat la Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași și garantez că avem cel puțin 4 manechine pe care poate să lucreze și să-și descarce nervii. Pe lângă asta, eu transmit un mesaj către elevi, studenți, oameni în vârstă, mai puțin în vârstă. Dacă sunteți mai non-violenți, noi avem mai puțină treabă.